Vești nu tocmai bune pentru cei care sunt obișnuiți să călătorească în străinătate. Vaccinarea împotriva COVID-19 ar putea să ne decidă vacanțele din 2021. Mai multe țări au anunțat deja că nu vor permite străinilor să intre decât dacă aceștia s-au vaccinat. Vaccinul anticoronavirus ar putea deveni pașaport de călătorie din 2021. Asta după ce mai multe state din întreaga lume au anunțat că nu vor permite accesul turiștilor decât dacă aceștia dovedesc că s-au imunizat. Cei obișnuiți să călătorească în străinătate nu sunt de acord cu această nouă regulă, însă sunt și unii oameni care susțin că poate este mai bine, astfel banii ar intra la noi în țară. Însă ideea vaccinului este respinsă de majoritatea cetățenilor. Aveți că există posibilitatea ca fără vaccinul anticovid să nu putem părăsi țara? O prostie. Păi de ce să... oamenii n-au voie să treacă în altă țară dacă n-au vaccinul? Dar nu-l facem. Eu nu sunt obligată să fac vaccinul dacă nu-l vreau. Nu știu dacă ne poate obliga. În ce stat suntem? Să obligăm poporul. Călătoria pe baza vaccinului anticovid nu ar fi benefică pentru industria turismului, care deja este grav afectată. Pentru ca sezonul de iarnă să nu fie și el pierdut, rețeaua pentru sectorul privat european în turism a cerut guvernelor din toată Europa să suspende măsurile de carantină și restricțiile de călătorie.